Pentru astăzi era, a fost planificată ședință de judecată privind revocarea măsurii de primare arestul în privința clientului meu, Cimpoieș Valentin, primarul de la Basarabeasca. Ședința a fost fixată pentru orele 9:30. Deci este deja fără 10:10. Ședința judiciară nu a început din motivul neprezenței procurorului. Nu a fost etapat nici domnul Cimpoieș. Instanța de judecată nu a proces la examinarea cauzei, motivând că nu are grefier, nu este prezent procurorul și nu poate examina. Ulterior o să ne înștiințeze care va fi acțiunea instanței de judecată. Deci, asta este tot ce pot să vă spun, ceea ce mi-a comunicat și instanța de judecată. Deci, toate trei ședințe de judecată care au avut loc pe data de 4, 5 și astăzi, procurorul nu s-a prezentat, nu a fost etapat nici domnul Cimpoieș, prin urmare, faptele ne vorbesc de la sine. Pentru data de mâine, 11 aprilie, este fixată ședința în fond privitor la învinuirea adusă clientului Cimpoieș. Judecata va fi în judecătoria Cimișlia cu sediu Basarabeasca. Deci, prin urmare, poziția părerii este că în cazul în care demersul a fost înaintat pe data de 27 martie, instanța de judecată a fost obligată să pună în cel mai restrâns termen examinarea cererii privind la revocarea măsurii de primare arest. Prin urmare, suntem în nedeciși. Astăzi, dat fiind faptul că aici demersul nu este examinat privire la revocarea măsurii de primare, suntem convinși că mâine procurorul în ședința de judecată numit în sectorul Basarabeasca va solicita prelungirea, dat fiind faptul că pe data de 17 expiră deja termenul de arest aplicat în privința domnului Cimpoieș. Deci vom vedea. Nu știu, cunosc doar atâta că dânsul se află în penitenciarul numărul 13 din municipiul Chișinău. Prin urmare, atât pentru procuror cât și pentru instanța de judecată, nu este o problemă de a la etapa în instanța judecătorii centru. De la doamna Costu, o să insistați să fie prezent și clientul dumneavoastră? Păi da, am insistat de fiecare dată. Și la examinarea cererii de recuzare, și la examinarea cererii, propriu-zisă cererii privind revocarea măsurii primare arestul. Prin urmare, cererea cu privire la aplicarea măsurii de primare arestul, revocarea, deci prezența procurorului și prezența învinuitului arestat este obligatorie. Vă mulțumesc!